Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am găsit, ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Orbeanu. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, se află domnul deputat Bogdan Diaconu, președinte al uneia din cele mai tinere formațiuni politice din România. Mă uitam, al cărei act de naștere n-a ajuns la un an, dar iată că o formațiune politică care se pare a intra în forță pe scena politică românească. Alături de domnia sa se află și domnul Sorin Dumitru Cantan, romașcanul nostru, președinte al Partidului România Unită, că despre această formațiune politică e vorba, și mai nou, spre surprinderea tuturor, a intrat în bătălia electorală pentru fotoliul de primar al Romanului. Cu ce șanse o să aflăm de la interlocutorii noștri. Bună ziua și bine ați venit la Neamț și la Roman, domnule președinte. Bună ziua, bine v-am regăsit și încă o dată mulțumesc pentru invitația și șansa care ne-a oferit să ne transmitem gândurile, ideile și proiectele prin intermediul instituției de mass media pe care o reprezentați către cititorii și telespectatorii dumneavoastră. Telespectatorii noștri sunt foarte mulți din țară, dar și foarte mulți din străinătate, pentru că toți românii care sunt plecați la muncă în străinătate au zilnic posibilitatea și accesează site-ul nostru pentru a vedea ce se mai întâmplă la noi acasă în Roman. Asta este privilegiul nostru. Domnule președinte, am urmărit cu mare interes, am stat de la început până la sfârșitul acestui, să zicem, spectacol politic. Poate nu-i tot mai termenul, dar mi-a plăcut cum a fost organizat conferința de la Roman și lansarea. O singură întrebare vreau să vă pun. Nu cumva ați furat o leacă statul? Care statul? Statul electoral. Nici de cum. A fost o conferință de seamă și alegeri în filiala noastră locală de la Roman și e un moment în care am prezentat cu parte din candidații noștri pentru alegerile locale la nivelul județului Neamț, a comunilor din zona Romanului. Și cel mai important moment, momentul în care filiala Roman și-a lansat candidatul pentru primăria municipiului Roman, în persoana domnului președinte al PRU Neamț, Sorin Cazan. Discutam cu dumneavoastră și înainte de emisiune faptul că mie mi se pare mult prea tânără formațiunea dumneavoastră politică, însă sunt o serie de măsuri cât în acceptarea dumneavoastră, chiar m-am uitat cu atenție la fiecare în parte, care se par a fi pe placul dorințelor românilor. Am să vă întreb, să le trecem primele nouă măsuri ați dumneavoastră a guvernării PRU. Nu este idealul politic prea mare? Adică, cum știți cum e cu căciula, cu... De ce să fie idealul politic prea mare? În sensul în care o formațiune politică atât de tânără, deci sub un an, mergem premergător acum, nu? Avem peste un an. Păi nu, că mai puțin important. Așa. În premergător. Are cum crește în cele câteva luni până la... Ce înseamnă premergător? O formațiune politică care a fost lansată ca alternativă. În premergător mă refeream la mersul copiilor. Da. Asta era... Da, proiectul crescut a fost frumos într-un an cât alții în 10. Asta da, trebuie să recunosc. Da. Concluzia după un an și un pic de zile de când am anunțat fondarea Partidului România Unită ca alternativă la clasa politică a ultimelor 26 de ani, este că am reușit să avem, să devenim principalul partid reprezentativ al zonei ideologice naționaliste din România, singurul partid naționalist, singurul partid independent față de încrengătura de partide care
jefuit România ultimilor 26 de ani, singuri împotriva tuturor, dar am reușit să avem filiale în toate județele României și vom reuși să depunem liste complete pentru toate consiliile județene și pentru toate consiliile locale și posturile de primar din România în iunie 2016, astfel încât să fim pregătiți pentru a intra în bătălia electorală principală acestui an, mă refer la alegerile parlamentare din toamnă, cu speranța că vom intra pe ușa din față în Parlamentul României cu demnitate și cu un scor suficient de mare, astfel încât să ne permită să determinăm viitorul României începând cu noiembrie 2016, conform cu valorile pe care le promovăm și în baza cărora am obținut încrederea și vom obține votul românilor. Nu ne dorim o notă de trecere, un amărât de 5% pentru a asigura câteva mandate de parlamentari pentru câțiva lideri ai PRU, ci ne dorim un scor suficient de mare astfel încât să putem schimba lucrurile în România. Asta înseamnă un obiectiv de un scor electoral cu două cifre la toamnă. Aici să înțeleg că sunteți în asentimentul doamnei Prună cu micșorarea pragului electoral sau dumneavoastră credeți cu tărie că pragul electoral trebuie menținut la cel actual? Nu știu cât trebuie menținut sau cât trebuie crescut sau scăzut, nu asta este ideea. Ideea e că noi avem o țintă de a obține un scor de peste 10% și asta înseamnă că nu ne raportăm la acel prag de 5%. În legătură cu pragul, o singură observație vreau să o fac, prea că românii, din păcate, nu știu pentru că presa a evitat acest subiect. În momentul în care s-a făcut trocul politic PSD-PNL-UDMR pentru a se vota în noi legi electorale, și atât PNL cât PSD și UDMR au făcut un troc politic ordinar pentru a-și împărți România la alegerile locale prin votul și alegerea primarilor într-un singur tur și a președinților de consilii județene prin vot indirect, adică ales și dintre consilierii județeni. Mai e un element care nu s-a discutat. La legea alegerilor parlamentare s-a introdus prag alternativ cu dedicație pentru UDMR. Adică s-a menținut pragul de 5%, dar s-a introdus special pentru UDMR un prag alternativ de 20% în 4 județe ale României, adică Covasna, Hardita, Mureș și Satu Mare. Domnule președinte, v-am urmărit cu atenție intervenția în conferința de la Roma și, sinceră să fiu, ați fost pe gustul meu în sensul a ceea ce ați constatat. Sunt jurnalist cu o vechime de 25 de ani, sunt cadru didactic cu o vechime de vreo 40 de ani și am constatat ca și dumneavoastră aceeași dramă a acestei nații, drama desrădăcinării și a desnaționalizării acesteia. Chiar astăzi lucram la un material în care inspectorul școlar general de la Neamț vorbea de faptul că în Moldova, regiunea în care ne aflăm, au scăzut dramatic, a scăzut dramatic numărul de copii cu vreo 500 în două mari centre ale Moldovei. Este vorba de Galațiu, unde s-a făcut Sidețul Praf și așa mai departe, și este vorba de județul Neamț. Spre surprinderea tuturor, nu Vaslui, nu celelalte județe. Bun. Este un fenomen general în România, acela al depopulării micilor centre urbane și mediului rural. Mai ales, depopularea vis-a-vis de tineri. Am făcut, cred că, peste 200.000 de kilometri în acest an și jumătate de când am fondat Partidul România Unită, mergând de la cele mai mici cătune ale României până la cele mai mari orașe. Din păcate, am constatat, într-adevăr, o migrație puternică, pe de-o parte, în afara țării, pe de altă parte, înspre marile centre urbane ale României, în preponderent în rândul tinerilor. Micile orașe, iar satele au rămas fără tineri, adică fără viitor. Ceea ce am constatat cu tristețe, peste tot unde am fost în aceste localități depopulate, am observat
un sentiment de lipsă de speranță a oamenilor, de lipsă de orizont, de perspectivă, de viitor, de speranță. Și cred că este principala misiune a Partidului România Unită aceea de a reoferi și a da societății speranță. Toate sunt bune, toate sunt frumoase. Primul proiect al dumneavoastră înseamnă naționalizarea resurselor naturale a României, plus celelalte până la 9, încheiată cu această dorință de reunificare a României cu Basarabia și așa mai departe. Cu ce resurse financiare, domnule președinte? Păi cum? Resurse financiare sunt, stimată doamnă, vreau să vă spun că anul trecut PIB-ul României a fost undeva la 140 de miliarde de euro. Sigur că de dimineață până seara ni se spune ce țară mică și săracă suntem. În condițiile în care în România economic nu s-a mișcat mai nimic și am făcut un PIB de 140 de miliarde, scuzați-mă, dar numai țară săracă nu e. Este o țară bogată, din păcate, cu un popor foarte sărac. Pentru că în acești 26 de ani, cei care au condus România au jefuit-o și știți foarte bine că există valori, că s-a furat în România ultimele 26 de ani peste 1000 de miliarde de euro, ceea ce, vă dați seama, imaginați-vă ce ar fi însemnat 1000 de miliarde investite în stradă, în școală, în spital. Cred că am fi avut cu tot o altă țară decât avem astăzi. Dar în acești 25 de ani, în afară de jaful care l-a făcut clasa politică, din care scuzați-mă, faceți și dumneavoastră parte. Bun, putem spune așa, dar vorbeam de clasa politică care a condus România și a administrat-o timp de 26 de ani și nu fac parte din acea clasă politică. Și ei au dat către alții ne-au luat și am ajuns după 26 de ani să nu mai avem nimic, ne-au luat tot, ne-au luat păduri, ne-au luat pământuri, ne-au luat resurse. Știți foarte bine subiectul, privatizarea Petrom, Adrian Năstase și guvernul Năstase, care a dat Petromul pe nimic al toată, dar mai grav le-a dat cu tot cu resurse naturale. Păi, care astăzi, este o răsturnare de situație astăzi, de ultimă moment, care astăzi, se cere... Care astăzi Petromul, aparținând OMV, dar cu tot cu resursele solului românesc, dar OMV-ul a fost preluat oficial de către Gazprom, deci iată cum resursele naturale ale poporului român au ajuns sub controlul Moscovei. Mai grav decât atât, OMV-ul este principalul contributor la bugetul de stat, dependența bugetului de stat față de dările către buget ale OMV este mare și vă dați seama ce simplu ar fi dacă cineva de la Moscova ar vrea să destabilizeze România, să apese un buton și OMV-ul doar, și OMV-ul doar să întârzie 30 de zile plata dărilor, să vă, imaginați-vă că n-am avea din ce plăti pensii și salarii. Dar ați citit din programul nostru o parte din măsurile pe care le vom avea într-un, zic eu, cel mai complex program de guvernare și cel mai fundamentat în ultimii 26 de ani, care o să-l prezentăm odată cu apropierea de campania electorală din toamnă, prezentat o măsură privind naționalizarea resurselor. Nu numai că naționalizăm resursele, dar verificăm toate contractele de privatizare din ultimii 26 de ani și acolo unde nu s-au respectat clauzele contractuale, propunem naționalizarea celor obiective. Odată cu ceea ce a publicat Curtea de Conturi vis-a-vis de nerespectarea contractului de privatizare cu pământurile, am inițiat și am solicitat public începerea procedurii de naționalizare a Petrom. De ce să nu începem, domnule Sorin Dumitru-Cazan, cu naționalizarea ArcelorMittal? Suntem romașcani, știm ce a reprezentat această societate pentru noi. Putem era cere... gura de oxigen a Romanului. Știu foarte bine, dumneavoastră, cunoaște situația de la Mittal, mă cunosc și eu, în anii 90, erau în jur de 11.000 și ceva de muncitori. Era întreprinderea sau uzina Fanion, să spun din roman, care dădea cele mai multe locuri de muncă. O întreprindere care în momentul în care a intrat pe mâna indienilor,
Să nu spunem a apașilor, a indienilor. A fost o ofrandă dată de Năstase lui Tony Blair atunci. Asta o spuneți dumneavoastră și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Știi foarte bine, domnul deputat. Da. Dar indieni din Marea Britanie. Indieni din Marea Britanie, nu-i indieni din America. Da. Nu sunt amero-indieni. Au venit și au pus mâna pe această întreprindere care producea și duduia pe vremea când lucram și acolo. Avea și profile unice în avea profile unice, avea avea 20 de țoli, avea la minor de 16 țoli, de 6 țoli, 6 țoli 2, avea trăgătoriile unde se făcea țeavă specială. Deci fabrica de țevi, cum îi spuneam noi înainte, sau Petrotubu, producea orice fel de țeavă, numai țeavă pătrată nu producea la roman, dar vă spun, cum a spus dumneavoastră, numărul de muncitori era 11.000. Acum am ajuns să avem sub 1.000. Programul, domnul deputat, dacă poate dumneavoastră nu știți, vă informez acum în direct. Oamenii lucrează doar luni, marți, miercuri și joi. Și au vineri, sâmbătă și duminică liber. Au zis că și așa voi sâmbătă și duminică liber. Noi vă dăm și vinerea în plus. Dar, bineînțeles, nu le-o plătește. Deci ei lucrează 4 zile și 3 zile stau acasă și salariul ca atare. Oamenii au ajuns la limită. Nu mai spun că în întreprinderea de țevi, oamenii ăia nu sunt muncitori, sunt sclavi. Sclavi. Și este un jaf generalizat, acolo totul pleacă la un jaf generalizat cu știința celor din interior, deci sunt secții întregi care au dispărut. Au dispărut utilajele din interior, nimeni nu știe unde. Sunt atâția contactori care au plecat din stațiile electrice. În fine, cum a spus doamna Ordeanu, e un jaf total. Dumneavoastră spuneți de o naționalizare a întreprinderii Petrotub. Da, se poate face o naționalizare în condițiile în care putem deschide contractul și urmărim, cum a spus domnul președinte Diaconu, urmărim contractul de vânzare dacă s-au respectat pașii. Asta vreau să vă întreb. Păi asta e foarte important. Nu putem altfel să desecretizați aceste contracte, pentru că știți că toate s-au secretizat. Dacă noi nu desfacem acele contracte să vedem ce s-a scris acolo, domnule, câți bani trebuie să investești în momentul în care eu ți-o dau? Știți cu cât s-a vândut uzina de țevi? Cu 82 de milioane de euro. Cineva spunea, domnule, o groază de bani. Păi un fotbalist brazilian costă 100 de milioane de euro. Un fotbalist costă 100 de milioane de euro. Noi vindem o uzină cu 82 de milioane în condițiile în care, în momentul în care a fost vândută, că, domnule, dacă se spui că e cheală, e cheală, dar a fost vândută cu lojile pline cu țeavă, cu lojile pline cu țaglă. Țaglă era materia primă pentru producerea țevii. Plus ce mai aveam un pic plus ce mai aveam de recuperat. Din pline. Ucraina, de la, cum se cheamă localitatea? Costodui. Costodui. Eu nu spun, uzina de țevi avea și datorii. Da, avea datorii. Avea... Dar asta nu înseamnă, o dai pe nimic, statul român de la Costodii are... O intervenție, o intervenție în Parlament, nu știu ce, ceva trebuie făcut. Eu vă pot promite ca domnul Cazan să-mi furnizeze toate datele și să fac o interpelare către ministrul de resort în care să ne răspundă situația la zi a ceea ce se întâmplă la fabrica de țevi de la Roman. Nu vă mai zic că nu sunt respectate pensiile cu gradul întâi. Acolo oamenii care au ieșit la pensie au ieșit pe grupa întâia. Mulți sunt trecuți pe grupa a doua. Pierd oamenii milioane de lei la pensie pentru că nu li se recunoaște perioada care au lucrat la Petrotub cu grupa întâia. Deci dacă vorbim despre Petrotub, acolo e o situație la o societate privată. Eu vă spun sincer, în calitate de candidat la primărie, pot să aduc tot felul de, să vin cu tot felul de propuneri vis-a-vis de domnul deputat Bogdan Diaconu, domnul președinte, și dumnealui să meargă mai departe cu demersurile. De în calitate de candidat la primărie nu pot face prea mult. Categoric, nu s-a atribuțiile, dar măcar... Nu mai spunem că instituția respectivă se află pe teritoriul
Comunei Cordun. Da. Una din țepele acestui partid tânăr, dar care își dorește, cum spuneți dumneavoastră, binele societății, mă gândesc că ar trebui să trageți în țeapă și pe cine? Pe Mușetescu, care sunt... Mușetescu, care a murit? Nu vorbim de nume. Vorbim de toți. Pentru că nu e niciunul mai braz în ultimii 26 de ani. Toți au fost părtași la jefuirea României, toți au perindat rând pe rând la guvernarea țării noastre și sunt în egală măsură responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru situația țării. Și să facem o listă a tuturor țepelor pe care le-au dat acestui popor. Românii trebuie să înțeleagă... Era bancorex, niciun... Românii trebuie să înțeleagă în acest an de cotitură pentru viitorul națiunii române că nu putem alege 26 de ani același lucru, nu putem vota același lucru și să așteptăm rezultate diferite. Pentru că vom avea parte de încă 26 de ani, cel puțin, la fel de triși, la fel de negri și la fel de lipsiți de speranță. Dumneavoastră ați propus aici o serie de chestiuni cu mare impact la populație. Populația însă trăiește această dramă, această deziluzie față de clasa politică. Cum mă puteți dumneavoastră convinge pe mine că dumneavoastră sunteți altfel decât a fost clasa politică de până acum? V-am demonstrat că suntem altfel prin atitudinile care le-am luat public și prin ceea ce facem și spunem. Dar sunt singurate, domnule președinte. Ceea ce spunem și facem în fiecare. Dar suntem singuri împotriva tuturor, tocmai asta vă spuneam. Pe de altă parte, veți observa la nivelul întregii țări candidații PRU că vor avea o serie de puncte pentru alegerile locale comune. Adică de la cea mai mică comună până la cel mai mare oraș au un program și o obligație că dacă câștigă alegerile și ajung să conducă acea primărie, primul lucru care îl fac nu este să facă un audit al situației la zi, ci un audit pe ultimii 26 de ani, în care să devoaleze public, să spună românilor ce s-a furat în acea instituție în 26 de ani și să dea pe vinovați pe mâna DNA-ului. Să încerce recuperarea cât se mai poate recupera din jaful din acea instituție. Pe de altă parte, tot în programul fiecărui candidat PRU va fi clar stipulat că în iunie 2018, adică la fix jumătatea mandatului, fiecare primar al Partidului România Unită va declanșa un referendum prin care va consulta comunitatea pe care o reprezintă vis-a-vis de 4-5 teme de interes major în acea comunitate, direcțiile majore pe care acea comunitate vrea să se dezvolte pe viitor, dar un lucru esențial, un referendum pentru propria demitere. Dacă oamenii nu sunt mulțumiți la jumătatea mandatului, au ocazia să demită primarul. L-am subliniat de cu două rânduri aici. Investitorii de rea credință vor plăti pentru distrugerea. Păi tocmai despre asta vorbeam acum la țevi. Cum? Cu ce mijloace îi veți determina acest? Verificăm toate contractele de privatizare. Dar dacă ele sunt secretizate, cum se pot desecretiza? Se pot desecretiza dacă avem pârghile necesare și dacă românii ne investesc cu încredere și avem puterea necesară în Parlament și în Guvernul României, vom putea desecretiza, sigur că le putem desecretiza. Și pe cine, dacă e între timp până în toamnă își iau bagajele și pleacă în Anglia, India, Eu cred că dacă se dorește, se poate. Și vorba domnului viitor primar al Romanului, Sorin Cazan, întreprinderea rămâne. O reluăm în controlul statului român. Că nu mai avem ce lua decât cel mult terenul de sub ea, sau știu eu ce, că ăștia până atunci și așa le... Bucățică cu bucățică o taie. Trebuie să începem de undeva. Haideți un pic să vorbim despre modul în care, iată, sunt distruse rând pe rând toate societățile cu capital românesc. Să nu pornim mai departe decât de la criza aceasta care nebunește pe toată lumea, criza bebelușilor. Foarte important să vă spun că iarăși fiecare candidat al Partidului România Unită va avea un program. În măsura în care ajung să câștige alegerile, să devină primari, atât domnul Cazan, cât și ceilalți colegi ai dânsului din această
campania electorală, din această luptă pentru locale, au un program stipulat că în momentul în care ajung primari, pe mandatul lor, tot ceea ce înseamnă achiziții directe, conform legii achizițiilor publice, se vor face numai cu societăți din comunitatea respectivă. Pentru ca banii să rămână în acea comunitate. Bun, dar aici... Apropo de capitalul deci, românesc. Deci, apropo de capitalul românesc, mă uitam la drama acelui producător de la Argeș, de lactate. Am înțeles una dintre cele mai moderne societăți cu capital românesc. Eu i-am transmis acelui patron din Brădet, care are o singură posibilitate. Să-i facă ministrului agriculturii, care s-a grăbit să anunțe public că bebelușii au ajuns în această stare datorită consumului de brânză produsă la Brădet, să-i facă plângere pe lângă. Păi cui să mai facem plângere penală? Stați un pic, că mai avem o plângere penală, cui să o facem? Ați auzit de cei 25 de copii intoxicați, toxi-infecție alimentară cu laptele și cornul primit la școală? Am auzit, da. Cui să mai facem plângeri? Celor vinovați. Dar ce face doamna Chiobeș? De unde mai găsește să-i adune pe toți? Da, aici nu-i, nu-i treaba la doamna Chiobeș și pentru laptele și cornul, care îi spune dumneavoastră. Laptele și cornul ăsta se face laptele și cornul este strict societatea și firma care produce acel produs. Nu, acel sunt vinovați cei care învârt contractele astea, că nu, se pentru că eu vă spun o chestie, în momentul în care semnează un contract, el poate să spună că vine cu marfă de la un anumit producător, iar pe perioada în care se derulează contractul, dacă produsul respectiv are aceeași coeficient din caietul de sarcini, corespunde conform caietului de sarcini, produsul poate fi achiziționat și la alt producător. Poate a schimbat producătorul, iar dacă schimbând producătorul a venit cu un produs de proastă calitate, pentru că eu vă spun, la laptele și cornul se dă ce este mai prost. Aici și uitați-vă aici un pic la altceva. Știți, nu, auziți, știți la ce trebuie să uite doamna Chiobeși? Sau oamenii doamna Chiobeși? Ar trebui să se uite la cei care câștigă contractele cu laptele și cornul. Nu la cine produce cornul sau laptele, cine câștigă contractele. Și o să vedeți că niciodată nu câștigă un contract, laptele și cornul, o persoană care nu are treabă cu politica. PSD-istă sau PNL-istă? Sau PD-listă? Asta e ideea, doamna Ordeanu. Știți foarte bine, în județul Neamț, cine dă laptele și cornul, cine a dat laptele și cornul în anii trecuți. Asta e foarte important. Iar acum, dacă copiii s-au îmbolnăvit, trebuie să vedem cine este producătorul. De la ce a venit? A venit de la corn, de la corn e mai puțină șansă ca să se îmbolnăvească un om. Dar de la un lapte alterat, de la un iaurt alterat, e normal să existe riscul. De la un măr nu se poate îmbolnăvi un copil. Dacă programul cu mărul s-a renunțat de vreun an și ceva, s-a renunțat, deși era... Știu eu, unul din... Era cel mai sănătos. Da. Era cel mai sănătos. Da, dar în mediul rural... Dar România, în mediul... Și merele veneau din Polonia. Și merele veneau din Polonia. Pentru că asta era ideea. Măcar dacă erau merele noastre românești, cum spunea și domnul președinte, dar merele veneau din import. Deci, domne, mie când mi-aduci produs autohton, măcar cel puțin, când mi-aduci pentru o instituție publică de stat, mi-aduci obligatoriu produs autohton. În momentul în care lucrezi la o instituție de stat, domnule, obligatoriu să ai mașină produsă în România. Nu vii mie, lucrezi la primărie și mergi cu mașină din Germania. Nu, mergi cu mașină produsă în România, domnule, pentru că așa e corect. Să-l lăsăm pe oaspetele noastre de la București să tragă concluzia acestei emisiuni, pentru că îmi face semn că Mircea, că ne-am ambalat cu discuții. Concluzia este că în acest an de cotitură, misiunea noastră este să-i facem pe români să înțeleagă că nu putem face aceleași alegeri. Timp de 26 de ani să așteptăm rezultate diferite, trebuie să schimbăm un pic macazul și trebuie să, cum spunea marele Nicolae Iorga, să ne adunăm la oaltă pe toți ai noștri pentru România românilor, a tuturor românilor și numai a românilor. Domnul Cazan? Eu vreau să vă spun vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră, că ce garanție am că dacă vine altcineva la putere, ce garanție am că îmi va fi mai bine. Eu vă întreb altceva. Dacă 4 ani a stat cu degetul strâns în ușă și vine cineva și vă spune, domnule, dacă vin eu, îți dau posibilitatea să nu mai ai mâna strânsă în ușă.
Dumneavoastră ce faceți? Mergeți în continuare cu ăla care v-a strâns mâna în ușă 4 ani? Sau încercați o variantă cu o persoană sau cu un partid nou care vă promite că vă eliberează din strânsoarea ușii? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Măcar încercăm! Doamna Ordeanu, foarte important, stimați cetățeni, măcar încercăm! Doamne, poate nu suntem mai buni ca ceilalți. Ba, sigur suntem mai buni ca ceilalți, domnul Cazan, și nu încercăm și mergem la sigur, pentru că... Eu merg la sigur, dar poate cetățenii nu... Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu există stânga și dreapta, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană. Există politică națională sau antinațională. Iar în România, ultimilor 26 de ani, s-a făcut numai politică antinațională. România are nevoie de o forță politică națională, naționalistă. Corect. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm când veniți la Roman și nu uitați Mital Steel-ul pe agenda dumneavoastră de lucru și drama romașcanilor. Și Mital Steel-ul și Complexul Energetic Oltenia și OMV Petrom, toate sunt în atenția. Puteam să mai vorbim și despre Umar, o întreprindere care a mai avut 6.000 de locuri de muncitori și acum are doar 60, dar e trist. Eu cred că cei care au condus destinele orașului și de la Roman și trimiși la București, cred că au fost numai oameni care și-au urmărit doar alte interese, nu interesele comunității. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Rămâneți cu Roman 24 online.